și s-a dovedit în această perioadă lungă de timp că felul meu de a negocia a fost unul corect. Lângă faptul că am luat un portofoliu relevant pentru situația din România, am luat și o funcție de vicepreședinte executiv din noua conducere a comisiei. Este pentru prima oară când stăm, cum s-ar zice, la masa bogați. De asemenea, am mai făcut un pas, fiindcă am știut să negociez profilându-l pe Victor Negrescu, el știind de la început, fiindcă era colegul meu și am avut discuții. Victor, vezi că eu o să te profilez pe tine, dar din punctul meu de vedere, până la urmă Roxana va fi comisar. O precizare referitoare la fața, nu o înțelegere cu... Acum, negocierile se duc și prin intermediul dumneavoastră. Negocierile înseamnă răbdare, înseamnă să fiu judecat de președintele meu, al nostru, a României, de negocierile foarte bune duse. Un lucru obținut excepțional. Mi se pare jenant. Domnule premier, de câteva zile liderii PSD și PNL se acuză reciproc de minciună. Lămuriți-ne, vă rog, cum a fost de fapt? Ați avut o înțelegere cu președintele Klaus Iohannis și cu Nicolae Ciucă? Le-ați promis liberalilor că veți susține proiectul PNL? Nivelul e mult prea scăzut de discuție cu minciuni și aia. Suntem în an electoral, în lunile cele mai încărcate electoral. Fiecare încearcă să poziționeze. Ce vă pot spune cu certitudine, în aprilie n-a fost nicio discuție. Miercuri, dacă a fost o, cu Nicolae dacă Ciucă, a fost o, dacă a fost o discuție, m-am văzut foarte des cu domnul Nicolae Ciucă, dacă ați vrea să-mi dați datele exacte, dacă îmi dați datele exacte, colaboratorii mei. Vă rog să ne spuneți. Stați așa că nu mai înțelegem nimic. Nu mai înțelegem nimic. Foarte bine. Eu am spus de la început că este nepermis și o întoarcere în timp ca să mai dăm legi pentru o singură persoană. Ați promis susținerea PSD pentru acest lucru. Și eu v-am răspuns. Vă rog să le precizați cum priviți dumneavoastră această situație. Președintele Klaus Iohannis trebuie să dea înapoi chiriile încasate și pierde casa pe care o avea. Întrebați-l pe domnul. Nicolae Ciucă spune că n-am vorbit. La coaliție nu va mai supraviețui. Ce părere aveți? Anul viitor. Spune că mai mult ca sigur. Domnul Ciucă sau Ciolacu, cum o să fie coaliția anul viitor? O să hotărâți dumneavoastră, domnule. Că PNL nu mai vrea o guvernare cu PSD. Că n-am avut? Ultima dată discuții cu domnul Iohannis. E ceva timp. Și pe care cum primiți? Aș reveni. N-am avut cu președintele României nicio discuție în ce privește legea. Aș reveni. Ca să închidem acest subiect. La acest subiect, în privința chiriilor pe care trebuie să le returneze Klaus Iohannis, pentru că va fi executat deschis. Este o situație care... V-am mai spus. Domnul Iohannis iese foarte des în mijlocul dumneavoastră și vă dă declarații. Domnule premier, în 10 ani la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis a numit 4 premieri de la PSD. Nu, dar nu e atributul Ministrului Finanțelor. Se pregătește până pe 15 octombrie. Noi avem... Eu înțeleg întrebarea dumneavoastră pe care o puneți de fiecare dată. Nu este trecută nicio nouă taxă, nici un nou impozit. Ia 1000 oară care vă răspund și vă răspund de fiecare dată când mă întrebați, indiferent de tonul în care mă întrebați. Deci o să-l trimiteți până la 15 noiembrie, o să respectați. Sunt două abordări. Ca să închidem și niște discuții, părerea mea așa pe lângă gard. Am avut o discuție cu Ministrul Finanțelor și cred că abordarea corectă din partea statului român este ca dânsul să meargă cu acest plan pe 7 ani. Noi solicitându-l pe 7 ani și cu... De fapt, acolo ce negociezi? Negociezi, în primul rând, graficul de scădere al deficitului financiar și deficitul cu care intri în acest grafic. Ministrul a fost cu explicațiile că anii 2025-2026 sunt cei mai importanți pentru România în ceea ce privește investițiile, fiindcă avem componentele din PNRR și, cum bine știți, aproape 60% din infrastructura rutieră este cofinanțare din partea statului român. Și ca ritmul de investiții de acum aproape 80 de miliarde de lei până în acest moment să fie menținut, să ajungem la 10-12% din PIB,